În Alprea părint părinte arhiepiscop Irineu a participat astăzi la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din municipiul Alba Iulia. În acest an, la eveniment a fost prezent și președintele României, Claus Iohannis. Elevii Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan din municipiul Alba Iulia au primit astăzi binecuvântarea în al Sfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Hierarcul a participat la festivitatea de deschidere a noului an școlar, a rostit o rugăciune de binecuvântare, după care a adresat un cuvânt de învățătură. Tinerețea este o vârstă a încrederii, dar trebuie să fie și o vârstă a credinței. Tinerețea este o vârstă a căutării, dar trebuie să fie și o vârstă a aflării. Căutați și veți afla, a spus Isus Hristos cel întru care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, cum zice Sfântul Apostol Pavel, avându-l pe el la prezidiul vieții, cunoaștem adevărul, primim lumina și conștientizăm sensul existenței noastre. Școala este spațiul în care tânărul este dator să urce pe scara valorilor morale, să țintească spre scopuri înalte, valorificând timpul și înmulțind talanții. În cadrul evenimentului, președintele României a făcut referire la importanța prestigiosului centru de învățământ, care și-a început activitatea la un an după Unirea din 1918. Ideea înființării actualului Colegiul Național. A prins contur după conferința profesorilor români din 2 decembrie 1918. Deschiderea oficială a cursurilor a fost în data de 3 februarie 1919, iar liceul a primit la început numele Mihai Viteazul.